Mihai Coasă va purta banderola de capitan al echipei Științei Explorări în sezonul 2016-2017. În situațiile în care acesta nu va juca, funcția de capitan al băimărenilor va fi preluată de unul dintre cei doi ridicători, Tomaș Cașop sau Liviu Râpeanu. Echipa băimăreană și-a definitivat lotul pentru noul sezon, în care s-a întărit cu 4 jucători. Ridicătorul maghiar Tomaș Cașop, Ștefan Lupu și Robert Suțea, aduși de la Piatra Neamț, precum și jucătorul rus Artem Șușco. Pe de altă parte, în această vară, 3 jucători au părăsit Știința Explorări: Florin Bălhăceanu, Andraș Tot și Andrei Weber. În sezonul precedent, Florin Bălhăceanu a fost capitanul de echipă al băimărenilor, iar după plecarea lui de la echipă, Mihai Coasă a fost numit noul capitan.